Bună regăsit, dragi telespectatori TVR-iași! Vă salută părintele Adrian Blăjuță la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. În Biserica Romano-Catolică suntem în preajma celei de-a treia duminici din timpul de peste an, iar această duminică a fost dedicată de Sfântul Părinte Papa Francisc Bibliei, cunoașterii mai îndeaproape a Bibliei și, bineînțeles, a promova acest cuvânt al lui Dumnezeu, despre Biblie, despre Sfânta Scriptură, prin care ne vorbește Dumnezeu. Vorbim și noi astăzi la această ediție a emisiunii Lumina creștinului și facem acest lucru împreună cu invitatul meu, părintele Iosif Antili, vicar episcopal și profesor de Sfânta Scriptură printre altele. Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Bun revenit. Cu bucurie. După 5 ani, revin în, aici la TVR Iași. Cu uh, și vorbim despre Sfânta Scriptură. Trebuia un moment important ca să avem a, a, această întâlnire. Vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre această Sfântă Scriptură prin care Dumnezeu ne-a vorbit, ne vorbește și vorbește în continuare și pentru viitor. Haideți să începem această ediție tocmai cu prezentarea inițiativei pe care a avut-o Papa Francisc. De ce era nevoie de o zi dedicată Bibliei și ce ne puteți spune despre această inițiativă? Aș porni de la Conciliul Vatican al II-lea, care își exprima dorința și speranța cumva ca Biblia sau Cuvântul lui Dumnezeu să ajungă la oameni. Dar așa își doreau părinții conciliari ca uh, poporului Dumnezeu să aibă acces larg la Sfânta Scriptură. Bineînțeles că această inițiativă a Conciliului Vatican al II a fost analizată pe parcurs și undeva ne dăm seama că poate nu am reușit să realizăm acest deziderat al Conciliului Vatican al II. Așa că în anul 2016, când se încheia jubileul extraordinar al milostivirii, Papa Francisc, printr-o scrisoare apostolică, Misericordia et Misera, adică milostivirea și nefericita, e vorba de femeia aceea prinsă în adulter și Isus, Isus care o salvează de la, de la moarte. În acel document, Sfântul Părinte și exprima dorința ca în orice comunitate să existe o duminică de aprofundarea Cuvântului Lui Dumnezeu. Și atunci episcopul diecezei de, de și a instituit în anul 2017 Duminica Bibliei, care era celebrată în cea de-a patra duminică din postul mare. Ei bine, 2019, Papa Francisc, în data de 30 septembrie, când este sărbătoarea Sfântului Ieronim, printr-o altă scrisoare apostolică intitulată Aperuit Illis, a instituit Duminica Cuvântului Lui Dumnezeu pentru toată Biserica Catolică. Da? Pentru un miliard și 300 de milioane de oameni. Și această duminică se ține în luna ianuarie, în cea de-a treia duminică a lunii ianuarie. Practic, prin această inițiativă, Papa a lansat două provocări majore. Prima este adresată preoților, adică nouă, adică păstorilor, preoților, episcopilor. Și zicea așa, citez, păstorii în primul rând au mare responsabilitate de a explica și de a permite tuturor să înțeleagă Sfânta Scriptură. Preotul are o mare răspundere în privința Scripturii. Evident că nimeni nu interzice citirea Bibliei, dar preotul trebuie să promoveze uh, Scriptura. Să pună Biblia în mâinile oamenilor. Eu spun asta și la cursurile de formare pentru preoți. Preotul are prima răspundere într-o comunitate de a populariza Biblia. Și a doua provocare este lansată tuturor credincioșilor. Și vorbește acolo Papa de urgența și importanța pe care credincioșii trebuie să o acorde ascultării Cuvântului, atât în liturgie, deci la biserică sau în breviar, cât și în rugăciunea și reflexia personală. Asta înseamnă că Biblia ar trebui să fie o lectură a credinciosului catolic, dar nu vorbim doar de credinciosul catolic și ortodox și protestant, a trebuit să fie o lectură permanentă. Da? Pentru că mulți au acasă o Biblie, dar nu o deschid niciodată. Da? Dă frumos la imagine, nu? Să ai o Biblie în, în biblioteca personală. E adevărat că de multe ori se pune praful pe Biblia a celor de, de acasă, și mă îndrept, bineînțeles, și spre credincioșii noștri care au, e bine, măcar au făcut primul pas să-și să procure Biblie, o Biblie da. și e de multe ori greu să o deschizi. Ne spun cei pe care îi întâlnim cum să citesc Biblia, ce găsesc acolo și haide să prezentăm un pic. Dacă cei care ne privesc acum iau Biblia în mână și o deschid ce găsesc acolo? Cum e structurată această Biblie? Cel mai bine ar, ar face ca în timp ce ne ascultă să ia Biblia din bibliotecă și să se uite. Biblia are două părți mare, Vechiul Testament și Noul Testament. Da? Aceasta este marea, marea împărțire sunt cele două, două părți ale, ale Bibliei. Dar ceea ce ar trebui să știe oamenii noștri este că Biblia este o colecție de cărți. De deci, aceea nu putem, nu citim Biblia la întâmplare. Sunt unii care abordează Biblia în felul acesta. Deschid la nimereal, au găsit un text, l-au citit, poate le place și zic, gata, sunt liniștit acum. Mâine citesc din alt loc și așa mai departe. E ca și cum mai avea în față 73 de cărți, cât conține o Biblie în uz printre catolici, ai 73 de cărți și zici, deci, azi citesc două pagini din Creangă, mâine o pagină din Vlahuță, mâine nu știu ce o poezie de Eminescu și așa mai departe, dar nu, nu citești sistematic. În realitate, ar trebui să urmărim un criteriu de lectură a textului sacru. Există, de pildă, un criteriu este, aceasta, este acesta, cartea. Aleg o carte o carte adecvată pentru uh, vârstă pentru problematica persoanei respective. Nu? Depinde dacă vorbim de adolescenți. Cartea pe care ar trebui să o citească adolescenții cu mare atenție ar fi Cartea Proverbelor. Este o carte plină de maxime care vizează formarea tinerilor, formarea unui caracter. Dar credinciosul poate lua, de exemplu, Evanghelia. Evanghelia după Sfântul Matei. Și o citește pagină cu pagină, meditează asupra textului respectiv. Sunt de pildă persoane care au exercițiul lecturii și reușesc să citească Biblia de la început până la sfârșit. E ceva și nu e totdeauna cel mai eficient drum. Cumva trebuie să te cantonezi într-o carte care te, în care te regăsești, care exprimă la momentul respectiv trăirea ta de pildă o persoană care trece printr o criză existențială provocată de pildă de o boală teribilă ar putea citi cu mult folos cartea lui Iob. Pentru că Iob e dreptul suferind și în suferința sa se adresează lui Dumnezeu, se revoltă și te poți regăsi acolo în textul respectiv. Minunat ar fi dacă de exemplu cineva ar zice, îmi propun să citesc scrisorile sfântului apostol Paul, sau Pavel. Sunt 13 scrisori, există o bogăție imensă în aceste 13 scrisori. Dacă un creștin ar spune, uite, de pildă, îmi propun în 2024 să citesc aceste scrisori, citesc câte un capitol sau câte un pasaj, zi de zi meditez, este o, o bogăție extraordinară în aceste lecturi. Există un drum al fiecăruia cu Biblia, nu există o formulă magică, încep de acolo și termin dincolo, nu. Fiecare trebuie să dezvolte o familiaritate cu Scriptura. Părinte Iosif, v-am ascultat deseori, și știu că prezentați în diferite ocazii acele prejudecăți pe care le au creștinii atunci când iau Biblia sau când se gândesc să citească Biblia. Ce facem cu cei care gândesc în Biblie, și mai ales, bineînțeles, în Vechiul Testament? Întâlnim un Dumnezeu războinic, un Dumnezeu răzbunător. Ce facem cu aceste pasaje? Cum putem să le interpretăm? Mulți spun că Biblia este o carte scandaloasă. Și sunt absolut de acord. Și mie de asta îmi place Biblia, pentru că mă scandalizează. Adică mă scoate din sărite, mă scoate din fixațiile mele, din ceea ce eu cred că știu și... Da, Biblia este o carte scandaloasă din mai multe puncte de vedere. De gândim în primul rând la scandalul pe care ni oferă sau ni furnizează unele personaje biblice celebre. Îl vedem, de pildă, pe patriarhul Iacob, cum îl, îl păcălește pe fratele său și îi fură, practic, drept, cumpără. Dar printr-o -o, printr subterfuge ia dreptul de întâi născut. Îl vedem pe David, care comite adulter urmat de crimă. Îl vedem pe regele Solomon, nu știu, cu 700 de soții și 300 de concubine. Ei, cifra e, nu are cum să fie reală. Dar, oricum, sunt lucruri din acestea care poate ne, ne șochează în, în Biblie. Nu? Uh, Biblia. Spuneam și înainte când am mers la machiaj, cum se face aici la televiziunile profesioniste, am spus că o să vorbesc despre, despre fard astăzi. Adică, la ce mă refer? La faptul că Biblia nu, nu, nu se prezintă ca o carte de pilde edificatoare. Nu, Biblia prezintă omul așa cum este, cu înălțările sale și cu prăbușirile sale, cu, ele, cu lucrurile frumoase și cu lucrurile urâte. Nu prezintă omul, așa să spunem, cu un fard spiritual care te face să strălucești perfect. Nu. Biblia arată omul așa cum este. Și de asta îmi place foarte mult scriptura, pentru că acolo vezi omul real, nu vezi o imagine ideală a, a, a omului. Există apoi și un alt tip, tip de scandal în Biblie. Scandalul care provine din. Neștiința, cum se cheamă cititorului. De pildă, sunt unii care se scandalizează când află că El Can, tatăl lui Samuel, avea două soții, deci la poligam. Sau, vedeam înainte de Solomon, că în Vechiul Testament poligamia nu era văzută ca o problemă. Dumnezeu a preluat poporul de la cultura timpului, Orientului Mijlociu. Regele avea un harem. Sunt lucruri firești, sau sinuciderea lui Saul. Nu are rost să ne scandalizăm de sinuciderea lui Saul, când o astfel de sinucidere în Vechiul Testament însemna un act de onoare. Pentru a nu cădea viu în mâinile uh, filistenilor, Saul uh, optează pentru sinucidere. Din punctul de vedere, e un, e un gest, să spunem, respectabil, nu? De multe ori ne scandalizăm de pasaje din Biblie, pentru că noi aplicăm viziunea noastră creștină unor personaje din Vechiul Testament. Or, asta este o lectură eronată a Bibliei. Dar vorbeam chiar ieri la, la curs cu studenții despre psalm. Există un psalm, psalmul 58. Poate cel mai scandalos psalm, vă rog să nu-l citiți, nu cumva să căutați în Biblie psalmul 58, că vă duce la pieire. E un psalm imprecatoriu, plin de blesteme. E ce ne facem cu astfel de texte? Și Biserica Catolică a avut grijă la Concilul Vatican al II-lea să pună deoparte psalmul ăsta, l-a scos din breviar, că a zis credincioșii, Pot fi afectați psihologic pentru că nu au mijloacele să citească un astfel de psalm. E bine, dacă ai mijloacele să înțelegi un astfel de psalm, îți dai seama că nu e vorba de nu știu ce lucru scandalos. Nu, credinciosul spune, Doamne, a Ta este răzbunarea. Deci, Dumnezeu este cel care a rânduit această lume după o bună rânduială, iar cine calcă rânduiala lumii apropo textul ăsta, se, e un text împotriva liderilor corupți, împotriva guvernatorilor corupți și psalmistul se roagă ca Dumnezeu să instaureze dreptate. Ca dacă asta ar însemna să, să spunem așa, să trimite o pedapsă supra lor. Dar nu el se răzbună, nu psalmistul, ci spune lui Dumnezeu, Doamne, fă o dată ordine în lumea asta. Și nu mai spun, dacă vorbim de scandal, scandalul cel mare nu e în Vechiul Testament, atât de mult în Vechiul Testament, cât în Noul Testament. Iisus este scandalul prin excelență. Isus în viața sa publică a scandalizat prin faptul că vorbea cu păcătoșii, ceea ce era considerat inadmisibil, că și-a permis să calce anumite puncte ale legii, ale, ale torei, uh, Că vorbeam de, de femeia adulteră înainte, că în loc să fie de acord cu uciderea ei, a spus nu. Cine, cine este fără de păcat să arunce primul pentru ca să o ucidă. Și scandalul, prin excelență, este răstignirea lui Isus pe cruce. Aici este cel mai mare scandal. Poporul lui Israel uh, l-a respins în principiu pe Isus nu atât pentru gesturile activității sale publice, ci pentru faptul că a murit pe cruce. Iar în mentalitatea biblică, un răstignit este blestemat de Dumnezeu. Da? E, și ne spune Sfântul Apostol Paul în prima scrisoare către Corinteni: Hristos este scandal pentru evrei și nebunie, demență, mania în limba greacă, care înseamnă demență pentru greci, pentru mentalitatea elenistică. Cum se poate ca Dumnezeu să-și trimită fiul la moarte? De asta spun că, Isus, în această privință, Biblia, spun: Dacă citești Biblia și nu te scandalizează, înseamnă că n-ai înțeles nimic din Biblie. Când Biblia te scandalizează, te provoacă, atunci înseamnă că mergi pe calea mântuirii. Suntem însoțiți și cu imagini de la evenimente dedicate Bibliei. Cu toate că există acest scandal, vă văd foarte pasionat de Biblie. Vorbiți cu Normal, mult drag de... acest, acest <laughs> gen de scandal. <laughs> sigur că drag. dar uh, sunteți îndrăgostit de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și cum a apărut această dragoste? Cum ați descoperit Cuvântul lui Dumnezeu și v-a făcut să urmați, să mergeți pe drumul acesta al specializării, bineînțeles, și apoi al profesării, tocmai, a Sfintei Scripturi, a da. predicării, ca preot, bineînțeles, dar și ca profesor? Eu o să spun două lucruri. În primul rând, nu era intenția mea de a face specializare biblică. Nu. Când eram în seminar, citeam cu interes Scriptura, îmi subliniam... Textele care mi se păreau mie semnificative, când găseam o, într-o carte o remarcă despre Biblie, totdeauna mergeam și verificam pe Biblie. Deci era o, o pasiune, așa, dar eu nu intenționam să fac specializare biblică. Pentru mine, pasiunea era filozofia. Asta mi-aș fi dorit să studiez. Dar a fost un lucru, s-a întâmplat ceva în. în în anul 1997, eram vicar la Valea Seacă, județul Bacău, și acolo a fost o mormântare în luna februarie, și la mormântarea respectivă a venit și Părintele Budău Anton, care începuse să traducă Biblia cu Părintele Bulai. Părintele Budău Anton, profesor de Biblie, ei traduseseră deja Evangheliile și au dat o ediție așa provizorie spre verificare. Și eu i-am spus, părinte, am văzut că ați tradus Biblia. Mi se pare un lucru, ați tradus Noul Testament, Evangheliile. Și el mi-a zis așa, zice, da, am tradus. Zice, dar tu, tu ce faci pentru Biblie? Și ăsta a fost ultimul cuvânt pe care mi l-a zis și în anul, în același an, după câteva luni, părintele Budău Anton a murit. Și am zis, doamne, omul ăsta acolo, în, în cimitirul din Valea Seacă, unde am discutat acolo după ce am dar el mi-a aruncat o ștachetă. A zis, tu ce faci pentru Biblie? Și apoi, după doi ani, episcopul mi-a propus să merg la Roma să studiez Sfânta Scriptură. M-a întrebat dacă sunt de acord și am zis da, cu plăcere. Și în felul ăsta am ajuns să studiez Sfânta Scriptură și e o disciplină foarte pretențioasă, mulți ani de zile nu mi a mai permis să mai citesc cărțile care mi-erau mie dragi, ci a trebuit să mă ocup de o muncă foarte aridă, greacă, ebraică, aramaică, încă o limbă semitică, semestrul în Israel și apoi și doctoratul. Așa am ajuns în zona scripturii. Vorbeați despre traducerea Sfintei Scripturi. Anul trecut s-au împlinit 10 ani de la lansarea acestei traduceri catolice a Bibliei de la Iași denumită. De ce era nevoie de o astfel de traducere sau de o altă traducere? Da, putem să arătăm și telespectatorilor noștri. Aceasta este Biblia de la, Biblia de la Iași. Uh, era nevoie de ce? Pentru că noi, romano catolici nu aveam o traducere completă a Bibliei în limba română. Aveam uh, traducere ale Evangeliilor, aveam traducere ale scrierilor Noului Testament, dar nu aveam o traducere uh, totală a Scripturii. Și această muncă a început cu părintele Budeu Anton, care spuneam înainte, și cu părintele Bulaia Lois. Ei au început uh, traducerea. Uh, părintele au început prin anii 90, așa? Părintele Budău Anton uh, la un moment dat s-a plecat la Domnul și Părintele Bulaia a rămas singur, a fost ajutat de Părintele Iosif Răchiteanu o vreme, mai apoi când m-am întors eu de la studii în, uh, uh, a fost în 2003, am început această muncă și am lucrat la traducerea cărții Genezei și o parte bună din cartea Exodului, am tradus, practic, traducerea actuală conține acolo traducerea mea și a Bulai din Geneză și din uh, Cartea Exodului, undeva, până pe la capitolul 16. Uh, așa, apoi uh, eu m-am întors la studii pentru doctorat și între timp se întorsese în țară Părintele Eduard Patrașcu. Și el, împreună cu părintele Bulai, au făcut o muncă extraordinară, asiduă. E adevărat că s-au concentrat mai ales pe traducere, mai puțin pe ore, pe cursuri, și au, au reușit să facă o muncă maraton de traducere a întregii scripturi. Marele merit al acestei traduceri este însă aparatul critic. Acolo există informații despre Biblie. Noi nu avem, practic, în limba română, astăzi vreo traducere a Bibliei care să conțină un aparat critic atât de valoros. Și mi se pare relevant, de pildă, faptul că de la seminarii protestante, de pildă, au comandat foarte multe Biblii din Biblia de la Iași, cu siguranță mai ales pentru aparatul critic. Asta înseamnă că această Biblie este foarte apreciată, știind că protestanții sunt numai atenți poate decât noi la Sfânta Scriptură. Spun asta și ca autocritică, pentru că avem Biblia de la Iași, e o muncă extraordinară în spatele acestei Biblii, oamenii aceștia au muncit atât de mult pentru a ne pune în mâini această traducere și poate că noi încă nu reușim să o folosim și să beneficiem de această comoară pe care o avem la dispoziție. Și trag un semnal de alarmă, așa. Da, să punem mâna pe Biblie. Ați ridicat, așa cum se spune, mingea la, la fileu, vorbind și despre legătura cu protestanții, cu frații ortodoși. Suntem în săptămâna 18-25 ianuarie. E săptămâna dedicată anual rugăciunii pentru Unitatea Creștinilor și sunteți și responsabilul oficiului pentru dialog interreligios interconfesional și interconfesional da, da. Ce ne spune Sfânta Scriptură despre această invitație, nu? La a ne ruga pentru unitate mai ales că noi mai vorbim și despre cuvântul acesta, conceptul ecumenism, care pe unei, pe unei frige îi sperie, sperie da. ce ne spune Sfânta Scriptură? Ce să ne spună Scriptura? Ne spune că Iisus, când era la cina cea de taină, vorbim de Ioan, capitolul 17, acolo la cina cea de taină, Iisus s-a rugat ca toți să fie una. Pentru că a bănuit că va intra spiritul diviziunii între creștini și atunci s-a rugat ca toți să fie una. În momentul în care noi Continuăm această stare de, să spunem, de, de diviziune, noi nu suntem după gânduri Dumnezeu. Îmi pare rău pentru cei care privesc cu neîncredere ecumenismul. Ecumenismul înseamnă încercarea de a ne cunoaște între noi, de a ne apropia creștini, catolici, de ortodoxi, de protestanți. Dacă nu facem acest efort de recuperare a unității pierdute, atunci noi rătăcim, să spunem, pe drumuri diferite și nu dăm o mărturie unitară. Cred că mai ales în actualul context, când sunt provocări atât de mari la adresa creștinismului, noi creștinii ar trebui să înțelegem că fie că suntem ortodoxi sau catolici sau protestanți, trebuie să lucrăm pentru un proiect comun, pentru ca împărăția lui Dumnezeu și valorile Evangheliei, care sunt astăzi atât de contestate, să fie propuse în manieră credibilă lumii. A trecut timpul. Suntem la finalul emisiunii și vreau tocmai dumneavoastră să lasați, lansați îndemnul telespectatorilor noștri de ce să citim Sfânta Scriptură și, bineînțeles, mulțumindu-vă pentru participarea la această emisiune. Da, aș zice, dacă este de ce să citim, o să spun așa, că Sfântul Apostol și Evanghelist Luca ne, ne spune așa, scrie, spune că scrie această Evanghelie, lui îi scrie această evanghelie lui, Teotil, lui, Teofil zice ca să te convingi de temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit cu alte cuvinte, cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să putem uh explica lumii din ce motiv credem și să avem o credință solidă. Fără cuvântul lui Dumnezeu nu se poate construi un creștinism autentic. Eu cred că actuala criză prin care trece creștinismul este și o criză a cuvântului. Fără întoarcere la Sfânta Scriptură și la Spiritul care animă Scriptura, nu putem să ne imaginăm o nouă eră pentru Biserică și pentru creștinism. Părintele Iisiv, vă mulțumesc pentru participare la emisiune, dragi telespectatori. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați rămas alături de noi. Sunt Părintele Adrian Blăjuță. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune.